Astăzi am să vă copiez costumațiile. Am văzut ideea asta la și alți youtuberi, streameri și chestii și mi s-a părut super interesantă și am zis, băi, să încerc și eu, de ce nu, să văd dacă am haine necesare pentru a vă, pentru a vă copia costumațiile. Așa că dați-vă acolo neapărat pe like sau cel la clipul ăsta minim și să like-ul și vă apărea un nou videoclip. O abonare acolo, păi, că oricum sunteți foarte, foarte mulți neabonați, peste 5.000 neabonați. Adică o grămadă aici de mod, gen nu vă costă absolut nimic ca să vă abonați, vă ia maxim 3 secunde să apăsați pe butonul la roșu de subscribe. Pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult treaba asta. Un share din nou acolo ar fi de apreciat. Iar fără prea multă vorbă și introducere ca de obicei, eu zic să-i dăm drumul la treabă să vedem dacă vă pot copia sau nu costumațiile. Ok, deci ideea e că am pus un story la mine pe Instagram, by the way, îmi puteți așa aici un follow, aici așa, un follow pe Instagram, pentru că pe Instagram voi mai cer unele idei sau, uite, de exemplu, pe Instagram puteți să apăreți la anumite episoade, cum e și episodul acesta, sau cum mai sunt episoadele de reacții la conturi, acolo o să pun eu din când în când un story, unde vă cer vouă ID-ul și acolo trebuie practic vă lăsați vouă ID-ul ca să vă pot reacționa la cont sau de ce nu să vă copiez costumația dacă pot, dacă avem hainele necesare, așa că îmi puteți și mie un follow pe Instagram, îl aveți și în descriere, by the way. Hai să vedem și primul ID de pe acest episod, care este ID-ul lui The Hyper. Aveți aici, dacă nu-i să pun, sper să nu-i să pun o poză pe ecran cu ID-ul lui și comentariul pe care l-a lăsat. Eu l-am scris deja aici, doar îl copiem, îl punem aici, deși nu știu dacă o să meargă din prima. Uite că a mers perfect. Bă, deci de mult văd că e și online, ok, nice, interesant, interesant, se pare că e și online omul. Bun, hai să vedem. Practic nu o să avem treabă cu contul, o să avem treabă doar cu costumația, ok. Deci, bă, ca să-mi fie mai ușor, o să fac direct o poză cu telefonul, ca să-mi fie mai ușor, gen, să am în față costumația, să nu stau, să, na, știi, să fac un screenshot sau ăsta. Am oră, totul aia că fac poză, că fac screenshot. Bă, cred că am fiecare haine de aici. Deci eu cred, chat, că am fiecare haină. Așa că o să mă pun să caut prin vault, să vedem. Deci odată avem purple shading, te-am văzut. Deci am avem echipat. Avem o mască cu albastru. Ok, deci avem o mască cu albastru. Bă, faza e că o să-mi ia foarte mult, mă rog, o să mai pun și niște speed up pe clip ca să nu vă țin, că ar fi destul de urât să vă țin atâta. O să-mi ia destul de mult să vă fac costumațiile, pentru că, na, durează până găsesc haina și chestii. Da, cred că previn că îmi găsesc masca respectivă cu chestia albastră, gen. Ok, bun, se pare că am găsit masca, băieți. Băi, Gemun, văd că nici măcar nu avea aici efectul lor, what the fuck, nici măcar nu avea aici efectul, ca să-mi dau seama, am apăsat mai random așa pe ea. E bine că am nimerit-o, măcar am măsat așa că am scos părpușirii din greșeală, bun. Văd că n-avea niciun face paint, așa că hai să scoatem repede și face paint-ul. Bun, ce bluză avea? Avea o bluză, dacă nu mă înșel. Ok, o bluză care cred că e jos de tot, e undeva pe la rare sau IPC, să vedem dacă o găsim. Da, ok, băieți, deci, bă, chiar m-am uitat destul de mult, adică m-am uitat de vreo 3 ori prin tot inventarul ăsta, bă, și n-am găsit bluza respectivă, așa că o să lăsăm asta, care, bă, pot să zic că seamănă așa cât de cât. Bun, acum avem depus Angelica lui Galben, deja l-am și găsit. Avem depus niște atidași pe care, dacă nu mă înșel, știu, sunt epici, credeți, de pe shop, ia să vedem dacă îi găsim, cât de repede îi găsim. Pe ăștia știu că mai a purtat de o grămadă de ori, dacă nu mă înșel. Și ar trebui să fie exact, what the fuck, stai așa, exact și undeva aici, bun, deci, atât că voi nu vedeți, deci băieți, i-am copiat costumația lui Hyper, cam gen costumația asta o are el în momentul de față pe contureț, bun, hai să vedem repede și următura ID. Pentru că oricum clipul ăsta studeze mai mult o leacă. ID-ul lui Andreea, să vedem. Și pe ăsta l-am copiat pe aici pe undeva. Așa, ia uite că s-a mers din prima. Am aici pe Andreea, să vedem ce costumație are nenea Andrei. Bun, avem încă o costumație cu purple shade. Avem ora de la închisoare ce o fi, pantaloni jet. O costumație mai clasică așa.
cu școlarii, cu o mască, ok, 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 hai că consumația să facem destul de rapid, teoretic, cam așa ar trebui. Bun, perfect, hai că am făcut pozică și hai să reproducem consumația. Deci deja avem purple shade-ul pus. Ne mai trebuie doar o mască care este exact aceasta, da, exact asta e. Ne mai trebuie bluza de la închisoare sau ce o fi aia. Ok, bun, am găsit și bluza. Hai să căutăm repede și pantaloni jeans să vedem, ar să fie undeva, cred că e pici, nu mai știu sigur. Ok, bun, se pare că am găsit și pe pantaloni aceștia jeans. Și mai avem școlarii care, și eu știu dacă nu mă știu, sunt epici, deci ar să fie jos, rău de tort, hai să vedem dacă îi găsim. Perfect, și am găsit și papucii de școlar băieți. Și cam asta este costumația lui Andrei, cam așa arată, se pare că i-am putut să o reproducem. Acum aș vedem următoarea ID, următoarea costumație. ID-ul lui Alex, ok, sau banul lui Alex, ok, ia să vedem. Avem așa 45971, stai așa, 45971 80804, ok, ia să dăm aici frumos un search. Bun, perfect. Într-o propoziție acest videoclip pentru a prezenta o metodă foarte faină de a vă băga diamante cu PSF card la un preț mult, mult mai avantajos și mai mic și uneori cu diferite avantaje și oferte. Ei bine, este vorba despre Epic Gallery. Epic Gallery fiind o aplicație super faină prin care, bineînțeles, că îți poți băga diamante cu PSF card. Ia arătând exact așa, e bine, aici avem partea principală unde avem tot felul de aplicații. Avem aici un meniu unde avem doar aplicații, încă un meniu unde avem doar jocuri. Iar aici găsiți cam toate jocurile posibile și imposibile și avem secțiunea de profil unde dacă vă logați voi sau faceți un cont de Huawei, dați ce frumos pe practic pe numele vostru, frumos la payment and purchase și aici vreau să vă arăt că puteți să vedeți punctele Huawei pe care o să vi le arăt imediat cum le puteți obține. Iar bineînțeles că cu aceste puncte vă puteți băga diamante gratis. Un punct Huawei înseamnă exact un leu, deci eu practic aici am 15 lei economisiți de la oferte și cu acești 15 lei pot să-mi bag diamante. Bun, iar acum fiind pe joc, practic mergem aici frumos la diamante, vom alege o ofertă, să alegem, nu știu, de exemplu oferta asta de 520 de MD-uri, vom da click pe ea, ok, vom da aici continuă și aici practic avem metodele de plată, putem băga cu cardul, cu PSF cardul, punctele Huawei sau adăugăm un alt card bancar. După cum puteți vedea, acum fiind vară, avem o ofertă super faină în care ne dă 15% cashback înapoi pentru această achiziție. Dacă vreți să băgați un PSF card, trebuie să faceți acea PSF card și dați pe aici frumos și completați acolo cu PSF-ul sau cu contul 100p. Iar dacă vreți să băgați cu cardul, dați acea frumos pe asta de aici cu card, dați pay, vă băgați pin-ul și practic s-au băgat diamantele. Uite, aici trebuie să dăm pe agri pentru a ne lua practic punctele Huawei. Dăm frumos agri. Am primit 3.75 puncte Huawei, super tare, le dăm claim, iar acum le vom găsi exact în meniul pe care vi-am arătat acum câteva momente. Și după cum puteți vedea, deja ne-au și intrat diamantele, intră instant, ceea ce este foarte, foarte tare. Deci practic ar veni 25 de lei minus 3 și ceva, ar veni undeva la 22 de lei, 520 de ante, ceea ce mi se pare o afacere super bună. Ok, avem aia pe care am mai purtat-o astăzi, cam așa asta, cu un păr de la samurai, cu niște pantaloni pe care nu știu dacă am, dar căutăm și vedem, niște șlap și... Da, hai să încercăm să o reproducem, o să-i fac, bineînțeles, o poză ca să pot să am și chestii și hai să vedem dacă o putem reproduce sau nu. Ok, bun, se pare că ăsta e părul, l-am găsit, e de la samurai respectiv. Avem o mască pe care vă jur că nu știu dacă am sincer masca asta, dar trebuie să o căutăm și să vedem. Nu cred că am exact pe asta, dar am ceva asemănător, cred? Abar n-am, văd că asta e așa mai cu albastru, ceva de genul. Dacă nu am pe asta, uite, am pe asta care seamănă, doar că e pe altă culoare. Din câte știu, alta nu cred că mi-am, dar mă uit și văd dacă nu... O lăsăm pe asta, practic aceeași mască, doar că pe altă culoare și da. A,
Da, băi, deci cred că lăsăm adică lăsăm masca asta pentru că credeți-mă, pe aia nu o găsesc, adică m-am uitat de vreo două ori, n-am văzut-o. Da, mă rog, e aceeași mască, doar că pe altă culoare, dar practic în mare parte e aceeași chestie, gen, știi? Vă care și un face paint cu mof pe care, bă, sincer, nu știu dacă l-am. Oare putem face așa? Merge? Adică tot ochii movi are, doar că aici în poza asta nu văd așa de multe particule, dar practic tot movus, deci eu zic că merge pentru că n-am respectat măcar culoarea. Bun, bă, materie de bluză avem cam așa aia albă pe care am mai purtat-o așa ca să punem iară. Uite că deja am și găsit, am înțeles, bun. Deci cam asta ar fi bluza, ne mai trebuie niște pantaloni roz, ok, habar n-am dacă am pantaloni ăștia, vă spun sincer, n-am nicio idee dacă am sau nu acești pantaloni, dar rămâne, da, ăștia nu cred că merg, rămâne de văzut, deci practic trebuie să ne uităm după niște pantaloni mai pufoși așa și mai foarte, foarte roz, gen, ok. O să fie destul de greu să-i găsesc pe nici măcar nu știu dacă i-am. Adică nu am văzut în viața mea, prima oară în viața mea când îi văd, dar da, hai că mă uit să văd și dacă e, vi arăt să vedeți și voi că am și chestii. Da, bă, Cean, nu cred că am pantalone, adică vă spun și ce vreau să în viața mea și nici măcar nu cred că am. O să lăsăm pe ăștia așa mai rozalii cu muzei și mai avem de găsit niște șlap ceva. Hai că mă pun să-i caut și pe ăștia, vă căs așa mai cu albastru deschis, smarald, ceva, habar, n-am o grămadă culori pe șlap. Pe ăștia, hai că mă uit repede să văd dacă i-am și, na, vă arăt costumația, nu exact cum ar să fie ea. Dar mare parte, na, nu știu, n-am găsit pantaloni, acum nu o să stau nici jumătate de oră ca să mă uit la fiecare haină pe care am, pentru că am foarte multe și chestii și ar dura mult prea mult. De-aia am uit așa de 2-3 ori peste toate hainele și dacă găsesc e bine, dacă nu, aia e, na, punem ceva care seamănă cât de cât, știi. Bă, papuci ăștia, sincer, nu știu dacă i-am, dar rămâne de vult, hai să vedem, poate-i găsim. Da, bă, băieți, bă, n-am găsit nici măcar papucii ăștia, bă, deci nici măcar papucii ăștia ne-am găsit. Am găsit totuși unii care, bă, seamănă cât de cât, adică ăștia mai verzui, aia mai albăstrui. Dar, în mare parte, da, cam asta mi-a ieșit. Nu am găsit exact costumația, adică pantaloni, cred că nici măcar nu am. Dar, în mare parte, putem spune așa că ne-a ieșit. Bun, hai vedem și următorul ID, care cred că o să fie ultimul de pe clipul ăsta, pentru că nu vreau să doresc nici foarte, foarte mult. ID-ul lui Anubis, să-i copiem, să-i scriem aici ID-ul. Am așa 198653076. 653-0702, perfect. Ia o tărăpărenea Anubis. Ok, mamă, masca asta nu știu dacă o am. Deci masca asta vă spun sincer, habar n-am dacă o am. Papucii îi am, pantalonii 100% îi am. Vulturul știu clar că l-am cumpărat, cred că de un an, pe live. Purple Shade-ul cred că deja, ok, nu l-avem, dar punem repede pe Purple Shade că l-am aici salvat, bun. Hai să începem, hai să facem, hai să căutăm pantalonii care cred că jos de tot, de să vedem. Ok, bun, cred că i-am găsit, da, cred că ăștia de calții n-ar mai fi. Ar fi ăștia, dar nu, clar, nu, de fapt, nu, ăștia sunt ăștia-s pantalonii. Da, ăștia se uită că au și cureau așa mai încolo, bun. Hai să punem și la pe ăștia, să fie ea mai albăstrui, îi știu, i-am văzut acum recent, ultimii căutam pe ceilalți. Undeva pe nu ăștia mai jos, undeva pe aici, teoretic, practic, sus jos. Hai că îi mai găsim dacă e. Unde sunt, mă? Opa. Ok, bun, ăștia slapi și mai avem depus bruna, după aia să căutăm masca aia pe care încerc, nu știu dacă am. Deci avem vulturul acum, mi se mai spune, bă, nu știu, cred că e epică cel mai probabil. Deci o să ne uităm după ceva cu negru, cu un pic de argintiu și cu o leacă de auriu. Ia stai, vreau să văd ceva.
Ah, uite, am găsit masca. Bă, da, și mă gândeam la costumul ăsta. Ok, hai că mă uit după aia. Deci avem, e epică și cu dungi de alea. Bun, perfect, perfect. Aia a făcut o schemă și am găsit masca. Mă gândeam că e de la costumul respectiv. Costumul respectiv a fost când a fost Angelica roșu. Costumul ăla cred că a fost... Sau nu, n-a fost Moca, de fapt. Nu, parcă n-a fost Moca, din câte știu eu. Da, măcar e bine că am găsit masca. Bun, hai să vedem unde-i vulturul, zic. Ok, bun, am găsit și vulturul, băieți. Hai să-i punem repede și masca și cam asta ar fi fost și ultima costumație. Uite, că am și văzut-o. Perfect, avem, hai să scoatem și face paint-ul pentru că nu avem face paint. Scoatem repede, opa, stai că am dat prea jos. Scoatem repede și face paint-ul acesta. Și cam asta este costumația lui Anubis, băieți. Și cam asta a fost și ultima costumație de pe acest videoclip. Bă, dacă v-am plăcut clipul, dați și acolo neapărat pe like. Bă, dacă facem la clipul ăsta 500 like-uri, și nu știu dacă mai e cineva până la final de clip. Deci dacă facem la clipul ăsta 500 like-uri, vă facem și partea a doua, dacă vă place Moro de tortă, genul ăsta de episoade. Eu v-am lăsat și ne auzim pe un nou videoclip sau pe un live stream. Ciao, Liz.